Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a felicitat organizatorii festivalului Hufferland pentru alegerea îndrăzneață de a organiza acest eveniment în mediul online. Cu toate că viețile noastre s-au schimbat anul acesta privind modul de organizare a festivalurilor, sectorul cultural dă dovadă de reziliență, a precizat ministrul Bogdan Gheorghiu. Sunt încântat să văd concerte și evenimente altfel, să fiu martor la toate soluțiile creative pe care oamenii le-au găsit, mai ales pentru că tradițiile și obiceiurile locurilor trebuie promovate și amintite cu fiecare ocazie. De aceea, un eveniment cum este festivalul Hufferland creează momente speciale pentru a putea păstra cultura săsească în memoria colectivă și pentru a o transmite generațiilor viitoare. Ministrul Culturii a mai menționat că diversitatea culturală trebuie sprijinită prin interacțiunea cu oameni diferiți, care ne surprind și încântă, care ne învață ce înseamnă acceptarea altor valori, pentru că doar astfel vom putea înțelege cu adevărat ce înseamnă conviețuire. Cultura și turismul sunt într-o strânsă legătură și de aceea cea mai bună variantă de a cunoaște Țara Uvăzului sau Hufferland, de a vedea cum au trăit oamenii în această zonă, este de a vizita aceste locuri. Deși festivalul de anul acesta se va desfășura online, când veți avea ocazia, vă invit să vizitați această zonă care are un farmec cu totul aparte, mai ales datorită oamenilor care locuiesc în aceste părți. Bucurați-vă și anul acesta de Hufferland, a transmis ministrul Bogdan Gheorghiu. Săptămâna Hufferland este un festival menit să promoveze cultura și tradițiile săsești. Dacă la prima ediție festivalul a reunit câteva sute de participanți, majoritatea sa și întorși pe meleagurile natale pe perioada verii, în următorul an numărul turiștilor a ajuns la aproximativ 1000, ajungând la peste 5500 de participanți în cadrul edițiilor care au urmat. Sași, dar și membrii ai comunităților locale, precum și turiști români și străini, atrași de frumusețea peisajelor și de poveștile legate de tradițiile și obiceiurile acestor locuri.